Nimă oameni, mă, pită cu untură. Luăm un usturoi mare. Băgăm pita la fript. Pita de casă, nu orice pită. Asta mi-a făcut o socră, au zis că să văd dacă mi-a plăcea. E așa și așa. Când o face nevasta, e un timp mai bună. Dar punem usturoi așa ni, cât e mult. Pe ambele părți, dacă îți place gusturi extreme. Și fii atent. Ioi, că frige. Uite-te tu, luăm de aceea untură. Untură de porc, mangaliță, nu orice. Totuși, suntem oameni de seamă. Așa ni. Întindem grosă. Să intre așa, să moaie chita. Să-ți curgă osoarea pe barbă, nu? Să curgă pe mustăț în jos. Pe mustăț? Să curgă mustățul în deasupra. Curgă osoarea pe mustăț în sus atunci, nu? Vine așa. Și închide sare, Sofia. Avem și dulceață de măceșe. Putem pune și dulceață de măceșe. Pe deasupra. Dacă aveți gusturi rafinate, se poate adăuga un pic de dulceață de măceșe. Da? Ia șeni. Camu, nitu, fitoten. Hai să vezi cum se aude. Hai mai aproape să vezi cum se aude. Încă una. Musa să fie gura plină. Vai de pastile. Pastilele gustative. Pastile. Dacă nu te-ai strâmba atât, ar părea că e foarte bun, dar atâta te strâmbi. E usură. Da, bună. Vai, dar atâta plios că-i. Să se vadă că-s de la țară, orășan la țară, pe YouTube și pe tot internetul. Dacă știți ce e asta, lăsați acolo un comentariu. Dați cu like, cu distribuire, cu tot ce trebuie. Mare curaj ai! Un pic de ceai, nu? Am un cetă.